acoperișul e praf. E... Ia uite, gardul e praf. Da, mă, e praf toată, mă, dacă vine un vânt mai puternic ca aia, știu, nu mai... Uite cum facem, dacă vrei să fim imbatabili, mai întâi o reparăm, după aia îi dăm foc. Ce să facem? Îi dăm foc. Dar nu trebuie să ne vadă nimeni aici, șmecherea. Trebuie să pară accident. Aoleu, tu să dăm foc la casă, mă. Știi ce zic? Păi eu când ți-am spus că e lucrare ca la mafia italiană, că trebuie să ai sânge în instalație... Păi, stai, mă, că am înțeles asta, dar cum să dăm, că e casa mea, nu? Știi ce zic? Păi oricum cade pe tine, știi ce zic? Bine, mai gândește-te, nu mă grăbesc. E o decizie grea. E... Dar și dacă este om ești. Da, mă, gata, știu, știu. Nu te grăbi! Bă, dar de ce să o reparăm înainte dacă îi dăm foc? Că nu înțeleg acum pe bune. Nu înțeleg, care-i treaba, mă? Bă, băiatule, ăștia studiază cenușa ca pe buzunarul tău. Nu merge cu păcăleală, că e specialiști. Dar și eu sunt expert. Păcăleala mea e în altă parte. Aici e manevra. Păi repară casa, arată că ții la ea, că-ți pasă de ea, că ai gânduri serioase cu ea. Și după aia, poc, la un moment dat, ia-o tăma, a luat foc. Bagi o lacrimă. Facem, băgăm câteva presiuni. Și după aia îi marcă banul și gata. Asta e. Bă, am înțeles, mă. Bine, mă, gata, așa facem. Bun. Așa facem. Țiglă, lemne, vopsea. Bă, stai, mă, când ești... Eu n-am niciun banc, mai prins înainte de salariu, știi ce zic? Ia, uite, băi, dar care-i problema? Dar te împrumut eu. Ba nu, și mai bine. Fac eu reparația pe banii mei și după aia îmi dai tu mie înapoi. Dublu. Ce ai făcut, mă? Ce, mă? Cum adică? Ce cum adică? Păi, dar eu nu-l ajung, mă, nici pe fratele meu fără să-mi iasă și mie ceva. Ia uite... Bine, mă, da, gata.